După cum v-ați dat seama, în această zi am aici o invitată frumoasă, inteligentă, doamna Ana Barbă. Noroc, Anișoara! Ce mai faci, Ana? Bună ziua și îți mulțumesc pentru invitație. Că, uite, mă simt întotdeauna bine în prezența ta, să știi. Asta o știi, de fapt. Da, singură. De fapt, noi ne cunoaștem de vreo 15 ani, dar nu spunem cum a fost. Spune-mi, te rog, de unde ești, de Baștin, și dacă mai ai surori sau frați? De Baștin sunt din satul Temeliuți, Raionul Florești. Mai am o soră mai mare ca mine. Este pedagog. Ce să mai spun? Stă la, în sat acolo, în satul de Baștin? Nu, de unde este, se află în satul Căpriana, un sat foarte frumos. Da, și cu o mănăstire. Care îmi place foarte mult. E de mai mulți ani stabilit acolo. E așa cum fac familii, se căsătorește și pleacă după soț. Nu, ea deja era repartizată în Căpriana la lucru după ce a sfârșit studiile și acolo și-a găsit și consoarta, s-a căsătorit, are copii, nepoți, deja are de toate. Se simte... Da, exact, are și nepoți? Are, sigur, se nepoți mari. Da, acasă, la satul natal, cine este la casa părintescă? Din păcate, părinții nu mai sunt în viață. A rămas nașa noastră de cununie, care... ne e și vecină, ne-a fost vecină, acum stă în casa părinților. Chiar suntem foarte fericiți, fiindcă ne ducem de fiecare dată ca la părinții noștri. Vă așteaptă. Ne așteaptă, da. Pentru dragi telespectatori, vreau să vă readuc aminte, numărul nostru de telefon este 0900 3927 sau să ne scrieți mesajul la 1025, să-i acordați vreo întrebare pentru Ana Barbu sau vreo sugestie, ce vreți dumneavoastră. Pentru cel care va fi mai activ, a primit în dar acest CD, înregistrat cu Ana Barbu, cu titlul Ce minunat e. Un CD de muzică ușoară. Da, apropo de muzică ușoară, pentru că ați ies foarte bine și respectiv sunt și niște piese care prind foarte mult la public, mai ales Flori de Liliac. L-a cântat toată lumea și îl mai cântă. Pentru cei ce sunteți mai activi, veți primi în dar acest CD din partea lui Ana Barbu. Spune-mi, Anișoara, pentru că tot a fost acum sărbătorile aceste de iarnă. Cum ai petrecut sărbătorile? Ce-ți mai fac fetele? Sărbătorile le-am petrecut foarte frumos, alături de familie, cu prietenii, cu lumea care și-a dorit foarte mult în aceste sărbători să fiu alături de ei. Am cântat și la Revelion, și la Sfântul Vasile, și la Crăciunul pe nou și cel pe vechi. Adică a fost foarte bine. Ai muncit chiar așa, mulțumesc, cum o facem noi, nu? Și am muncit și ne-am distrat. Așa. Pe unde ai mai fost? În genere, pe unde ai mai fost? Pentru că anul acesta n-am fost plecată. Nicăieri, chiar am stat acasă. În schimb, în 2009 am fost... Anul 2010, la începutul anului, chiar am fost în Statele Unite, am fost la fiica mea, Irina. În 2009 am călătorit mai mult, am fost în Canada, am fost în Grecia, am ce fost făcut în mai multe locuri. În România am stat mai mult. Am concertat, am fost invitați acolo pentru de diaspora noastră de moldovenească, am avut concerte, am fost în Montreal, în Toronto, în... L-ai luat pe Vasile? Nu. Sau l-ai lăsat pe acasă? Am fost împreună cu Natalia. Apropo, sincer, felicitări, pentru că chiar ieri fiica ta Irina și nepoțica ta Ariel a făcut un anișor. Exact. Am avut ieri mari emoții, fiindcă mi-am dorit să fiu alături de ei. Dar ei sunt departe. Ei sunt prea departe. În schimb, acasă, iarăși ne-am adunat. Numai noi doi. Ne-am adunat și am servit o cupă de șampanie, nu? Exact. Și am vorbit cu ele. Acolo au sărbătorit, sigur că mai da. Să spune că băieții pleacă de la casa părintească și fetele rămân. La tine, cum s-a întâmplat? Fata, una e plecată... Asta a mări fost, și țări, alta e plecată în România, cum faci? Asta a fost cândva, poate că, nu știu, acum copiii își caută locul mai potrivit, unde se simt bine și atunci când copiii sunt bine și părinții sunt fericiți.
Exact, dar știu că în scurt timp îți vin toate fetele acasă. Hai, inclusiv Natalia, și nepoțica. Natalia vine mai des, nepoțica cred că în luna februarie va fi aici și nu știu, așteptăm atunci când hotărăsc ei, atunci sunt bineveniți întotdeauna. Da, copiii sunt într-adevăr. Spune-mi, tu când erai mică, ce-ți doreai să devii? Pentru că o bună parte își doreau să devină cosmonaut, bucătăresc. Eu am să-ți spun, eu foarte mult îmi doream să devin vânzătoare. De ciocolată, da, cred că. Exact, de ciocolată, da, de bomboane. Îmi plăcea foarte mult, în sat la noi era o doamnă foarte elegantă, frumoasă, care era vânzătoare la magazinul din sat și o admiram foarte mult, o doamnă așa, de o statură înaltă, totdeauna cu o coafată foarte frumoasă și chiar și o nume avea, Dina, un nume frumos. Eu când mă jucam în păpuș cu cineva, neapărat eu eram Dina și ceilalți și alegeau. Cea mai frumoasă, da, exact. Eu când și eu când eram mai mică, când vedeam vreo doamnă mai frumoasă, mi-am zis că asta sunt eu. Dar cine te-a făcut să calci pe tărâmul muzicii populare? Sau în genere, cum ai început a cânta? Pentru că știu că ai cântat mult timp rock, folk, clasic, de toate ai cântat. Muzica populară a fost implantată de părinții mei, care cântau foarte frumos, cântau ambii. Și nu știu dacă acum se mai cântă pe la petrecere acasă, că se adună tot felul. Se cântă, probabil că da. Depinde cât stoarnă. La noi atunci erau mai puțin beți, dar se cânta mai mult. Era foarte frumos, dansau, chiar dacă era un cerc mai restrâns, așa, cei mai acasă, adică au cu niște cumetri, nașii, se adunau și cântau în voci, cântau frumos. Mama mea știa mai mult, de fapt, cântece patriotice românești, ea cânta, dar adică la petrecere, clar, se cântau de voie bună mai mult. Exact, dar ai plecat de acasă la ce vârstă? La vârsta de 15 ani am plecat. La studii, nu? Da, după ce am terminat 8 clase, mi-am dorit foarte mult să intru la o școală muzicală. Și aici o istorie cam haioasă. Ne-am pornit cu tatăl meu spre Tiraspol, la școala muzicală din Tiraspol. Uh-huh. Dar am mai povestit-o eu, nu știu, dacă o să mă repet, mă rog. La mine la emisiune precis n-ai povestit. Sunt niște amintiri frumoase. Ne-am pornit împreună cu tata, dar deoarece pe el nu l-a luat autobuzul, era aglomerat, era arhiplin și el a rămas. Am mers eu singur și el îmi strigă din urmă, Hănuță, fiindcă așa îmi spuneau acasă, Hănuță, vezi tu, mai bine du-te la Bălți, că e mai aproape, lasă-ți Tiraspolul. Și ai absolvit, școala muzicală de la Bălți. Muzicală, da? Și după aia cum ai nimerit la Râbniță? Am fost repartizată la lucru. Și orchestră, în formație? Da, cântam muzică ușoară. Pe parcurs, deja începusem să cântă toate orchestrele care erau în Râmbița. Dragi telespectatori, vă reamintesc încă o dată, numărul nostru de telefon este 0900 3927 sau să ne scrieți mesaj la 1025, pentru că așteptăm întrebări la dumneavoastră și cel care va fi mai activ va primi în dar acest CD de la Ana Barbu. Un CD minunat și cu titlul Ce minunat e să fie Ana Barbu, așa? Așa este. Și care include și respectiv și piesa mult îndrăgită de toată lumea, Flori de liliac. Spune-mi, acasă de obicei ce gătești? Ai vreo preferință, de exemplu, mâncarea aleasă care îți place cel mai mult? Îmi plac foarte mult plăcintele, dar sunt nevoit să mă abțin, pentru că de la ele cresc și eu. Ca plăcinta. Ca plăcinta. Dar sosul ce mâncare faci? Lui îi plac absolut toate bucatele, nu este pretențios. Și apoi dacă noi gătim mai rar așa, să am timp să gătesc ceva mai delicios sau mai delicat, mai mult. Dar vă voi mai ușor, mă duci la un restaurant, mă mai duci la spiț la cineva, nu? Mai mult mâncăm în oraș, fiindcă alergăm și nu prea avem timp pentru a găti acasă. Exact. Spune-mi, te rog, care este persoana care te-a influențat cel mai mult în viață? Care m-a influențat mai mult în viață? Tata, mama?
sora, eu știu. Nu știu. N-a fost. Eu pe toți am ascultat. Toți au fost pentru mine un etalon, pentru că înțeleg că ai fost un copil cu minte. Unii te punea acolo să te. Nu eram cu minte, dar cuvântul părinților era lege, nu știu, așa era atunci. Acum, adică, dar să nu crezi că e un lucru obligatoriu. Cred că să fii prea ascultător tot nu e chiar bine. Eu am citit în net pasiunile tale, da, pescuitul și călăria. Da. Spune-mi, cel mai mare pești care l-ai pescuit, care a fost? Vasile de 100 de kilograme sau care? Mai puțin. Și des mergi la pescuit des? Nu, cam puțin în ultima perioadă, fiindcă, într-adevăr, nu prea am timp, dar mi-am dat seama, nu de mult, că ratez foarte multe șanse frumoase legate de natură. Nu prea observ ceea ce se face în jurul meu. Probabil că graba asta, fuga după... După bani, după cântici, după toate prea, și noi uităm. Mai uiți, uiți de lucruri mai ferești, nu le prea observi. Eu stau și mă gândesc acum de sfârșurătorul ăsta și văd că Ana Barbo, când era mică, împreună cu vecinii din Mahalo, fura caie din colhoz. Ai, nu-i furam de tot. Îi luai în împrumut? Nu-i furam de tot, ne duceam, îi furam, dar pentru o noapte numai, ca să călărim. Dar am fost pedepsiți și... Ai primit bătaie? Am primit de la... N-am primit bătaie, mai exact o mustrare așa mai aspră. La tata. Tot la mama, că de obicei mamele sunt mai rele. Mama așa era, așa este. Așa e de obicei de la mama. Tata n-am primit nicio palmă, de la mama așa, când cu mătura aruncat din urmă. Și ajunge. Mai, dacă tot îți place pescuit, eu am o sugestie pentru tine. Hai să ascult. Eu știu că tu ai niște terenuri de pământ. Da. Și îți faci pe terenul un iaz, iau-te, tamă la Stăuceni, venim și noi. Bună idee! Așa, eu am citit undeva că fostul primar de la Stăuceni s-a folosit din numele Ana Barbu și deoarece nu suntem într-o țară birocrată cu mulți cu mătri, și-a făcut rost omul din vreo 3 terenuri de-a lui Ana Barbu, e drept? E așa, asta e o... Ia lămurește, chiar care e situația asta? Că e dificil cam încălceala asta, știi? Cineva stă în fotoliu și cineva îngheață la concerte și îmbogățești pe altul. Cum așa? E un lucru mai puțin plăcut pentru mine. Nu-mi prea place să povestesc despre asta, că e chiar și încurcat pentru mine. Aici trebuie un specialist ca să pot să-ți dai în detalii cum a decurs și cum decurge, de fapt, acest proces mare de judecată, care se întinde de vreo 3 ani și care îmi face numai deranj. Descălceală nu se descălcește, da? Să înțeleg. Eu sper că până la urmă să ieșim, să iasă dreptatea la suprafață. Dar nu înțeleg o chestie, cum poate să fii tu în post, în funcție de primar, să știi că ai în Stăuceni domiciliat este Ana Barbu, să te folosești din numele ei, să-ți iei un teren, și nu numai unul, ci 3, și să le vinzi la prieteni, la colegii tăi, la sori, la frate, și să nu-ți spună, măi, Ana, n-ați ții un teren și dă-mi 2000, de exemplu. Nu știu, asta e o mare, e posibil, asta e o mare obrăznicie. Eu și eu am rămas profund mirată de acest gest, fiindcă pe lângă faptul că noi suntem din Stăuceni, eram și un fel cunoscuți buni chiar. Și într-un fel eu îl socoteam și de un prieten, fiindcă a fost un moment când ne-a și ajutat plecând la un concurs, dar el... Păi nu ajută cu banii lui, tot banii bugetului. Din primărie, sigur că da. Dar uite că obrăznicia lui a fost într-adevăr fără margini, fiindcă știindu-ne, cunoscându-ne, eu cea care cântam chiar la toate petrecerile care se dădeau în Stăuceni, care, la sărbători, la hramul satului, că eu cântam întotdeauna fără nicio ban. Și da, până la urmă, de exemplu, dar de ce nu ajungi dumneavoastră la președintele țării, de exemplu, să vadă el cum se face la noi în țară? Că pentru dacă ne priviți, domn președinte, vă rog, luați măsuri cu primărie de la Stăuceni. Pentru că avem nevoie de un iaz, vrem, Anișoara are 3 terenuri, pe un teren faci casă, pe un alt teren faci scenă și pe a treilea facem iaz. În primul rând mi-aș dori o casă foarte mult, îmi doresc acest lucru. Dar și o meriți, că ai muncit atâția ani în scenă și meriți din tot sufletul. Eu nu aș zice că aici președintele țării ar trebui să rezolve. Vezi că... Dacă de 3 ani vă judecați și nu s-aude. Ne judecăm și nu se aude. Nu se aude. De atât că la noi încă mai este cumătrismul ăsta, mai persistă, mai este corupție, mai este...